Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, astăzi a doua zi de Paște, este mai frumos ca ieri, mai cald, soare. Suntem cu Sica aici, ne ajută să rearanjăm asta, să punem asta din nou. Bună, bună, cam strâns masa seară, cum mâncau câinii, Sica. Hristos a înviat! Adevărat, prieteni, Hristos a înviat! Doamne ajută la toată lumea! Uitați cărnăraie! Cine mai mănâncă așa ceva? Așa este la noi, prieteni, în ceatră, nebunie. Mâncare și iar mâncare toată ziua. Am adus-o în casă, acum o scoatem afară. Păi acum, săptămâna asta, așa se plimbă cu mâncarea. O pitocim. O întoarcem, o învârtem. Patroana a dat drumul la Ceaun, acolo o face ciorbă de varză. Bine că face ea, că vroiam să facem noi, dar nu ne mai muncim. Dar mai aperitiv degeaba și ne-am mâncat din ea. Lasă-ne în frigider. Ce ne-am mâncat din aperitivul ăla? O, Sica, cu ouăle. Da. Da, să-mi iau și eu trepiedul din mașină. Dacă o fi aici. Nu e. Nu mai am nici trepied, Sica. Grătarul aici pe poziție, dar problema este, prieteni, că aștept niște invitați, o să vină niște prieteni de la București. Și problema este că trebuie să mă duc și la dentist să dau jos dințișorii ăștia frumos. Am vorbit cu el, mă așteaptă. Deschid de astăzi pentru că eu nu mai pot cu dinții ăștia și dinții ăștia mi-au distrus dinții mei de jos. Mi-au rupt dinții, aveam și o măsea, mi-au rupt-o și pe aia. Asta este. Eu nu mai am trepied. Nu mai e niciunul, nici al meu, nimic. S-au pierdut, s-au furat. Oare eu să mănânc, că poate îmi face implant și mă ia durerile și nu mai mănânc după aia? Dacă nu mănânci, așa rămâi. Hmm? Așa rămâi. După aia nu mai pot. Așa rămâi, da. Dacă nu mănânci, acum da. E bun curcanul. Piept de curcănescu. Curcănescu, purcelescu. Hai să furăm un trepied. Oare al lui mama? Hai. Să nu-i spuneți că-l fur. Vă rog. Hai să furăm trepideul al lui Miha. N-am putut să-l furăm pe mama. Nu l-am găsit. Așa că l-am furat pe lui Miha. A venit bucătarul. Bucătarul papi. Aoleo, a venit domnul bucătar. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Ce faci, Maline? Măi, papi, uite aici pe poziție cu Sica. Adică? Am revenit cu masa. Cu masa? Masa e ce? Păi nu era aceea. O băgasem în casă. Că mâncau câinii. Mâncau câinii. O rearanjăm acum. Lasă, o rearanjăm, ne pregătim de ceva, de ciorbiță. Patroana, avem la Ceaun, la patroana acolo, ciorbă de varză. Da, forță. Cu ce așa? Cu jambon. Ce? Cu ce? Nu știu ce a scos acolo, jamboane, da, astea cred. Și vin acum niște invitați la București cu pești din aia, dinozauri. Dinozauri? Balauri, să-i aruncăm pe grătar. Le aruncăm. Dar cât este ceasul, că eu la ora 3 trebuie să plec. Unde plecăm? 11:30. Mai 11:30, mai e 2 ore. Da. Mă duc să dau jos dinții ăștia frumoși. Iar te deranjează, Aline, văd. Îi dau jos, frate, stau fără dinți. Mar. Da. Să apasă aia de sus pe aia de jos. Da, și mă dor gingiile de la ei. Nu, îi dau jos să-mi ia amprentamentul definitiv. Stau 3-4 zile fără dinți. Să mai vindecă până vine aia bun. Mai lasă eu zi două. De ce? Până vine aia. Nu-i mai las. Păi mă lovesc. Lovesc? Nu mă vindec așa, păi... Că minte mâncare în gingie. Ca să ia amprenta pentru ca să lasă ce facă cu tine. Păi aia da.
Eu ar trebui să mănâncă, poate îmi face vreun implant astăzi și nu mai pot după aia. Da, da. Ha? Pune mâna și mănâncă. Nu? Nu? Până de seară rămâi. Aoleu, și mâncați voi peștele. Doamne, asta aia. Și eu? Mănânci și tu pești, poți. Peștele poți, poți. E dar ce e tare acum? Aoleu. Peștele de curcani. Bafișor, bă, da. Barișor. Iar de mamă, să stai să mâncăm ceva. Pune-mi mai în față, să nu-l aterizează frumos. Gata. Pune-mi mai în față, să-l aterizează frumos. Dă-ți un pac. Hai să le tai. Nu, nu, bă, nu, hai. Haideți voi, că la Purcelescu. Hai, tai. Nu mai mă va, Aline, nu mai tăie. Cum mă să nu mănânci? Mâncă și eu. Nu mai pot să mănânc. Sunt așa, amici. Băi, cum mă să nu mâncați? Tăriște jos? În mașină. Băi, vă tai! Marița s-a dus până la ăștia. Au fost ceva seara. Ce-o s-a dus așa cu tare cu băutura. Mă, mamă! A râs tot de curcanul meu, dar curcanul meu e cel mai bun. Era spana, bă. Babi, mănânci? Nu, mulțumesc, da. Atunci nu se, se mai facă foame. Da. Eu servesc măsuța. Da. Da. Ia să servim asta. Să-mi tai aici. Așa, cu ardei că o vreau. După aia nu mai pot să mai mănânc, prieteni, da, că mă duc la doctor. Îți dau bani frieți, tai roșii, cantareți. Da. Ha? Las că te-au roșii aici. Ia tai cu Andreea, Valerie, ce am tot, tot. Cu carne, cu șel. Este, tot, tot, carne. Ia. Hai ceapă, aici ce mai vrei? Cine mai tăie cu? Azi. Mi se pare mie că auzi arzător, dar așa am rămas setată. Poate la patrona se taie porci. La patrona se taie porci ca pe bandă. Ne-am îmbolnăvit tot, nu puteam să mâncăm. Am și temperatură și răceală și dureri de stomac și tot. Ce s-a pus pe noi, nu știu. Zici-o, mamă. De seme, ca să nu mâncăm. Ce s-a pus, mamă, pe noi? Am luat la pastile o grămadă. O, Miho! Miho, eu mănâncă, după aia poate nu mai pot. Ha? Hmm? Mănânc. Mă, hai. Nu mănânc, nu mănânc. Mâncă aia acasă. O să mă duc la asta. Ce stau, Udin? Înveți să te duci? Ha? Papi! Ce? Unde ai zis, papi, că te duci? Nu. Unde te duci? La socul pe aici, dar nu merg. Ce e acolo? Lasă, bă, pe socul. La, da, pe socul. Ce e acolo? Mănâncă pe ea. Mănâncă pe ea, vrea să meargă la nouă, în altă. A, da. Sunt deja acolo. Dacă îți pui și mă, poate sus, nu știu. Mamă, ce costume, ce acolo, nu știu, dar vreau. Deci, prieteni, mie îmi place celul acum, când e rece, e cel mai bun. Mamă. Da, și ai cu celul bun. Rece? Da. Și eu tot rece nu mă mâncă. Mâncă acasă. Mm. Să fac din melul ăla, merge sigur să fac o ciorbă. Da. Am băgat la cuptor și ia să adună mel, din melul de iasă o ciorbă. Și cum face ciorbă. Vreau să fac o mână de orez. O mână de orez. Ia, zici și tu cum spunea mie bucătarul de mamă, care am ajuns la unul noapte la spital. Păi? Băi, ce faci în iedul ăsta? Ied la cea unul. Două boabe de piper și două foi de drapid. Eu am zis că își bate joc de mine, că nu bat așa, știi? Să bagi fix două boabe și două foi de drapid. Exact două boabe de piper și două... Camera pe cine, Aline? Pe tine să vedeți. Și am ajuns la urgent să vă băiatule. Da! Gata! Nu s-a înviat, domnule! Adevărat a înviat. S-a trecut? Adevărat a înviat. Am mâncat cu poftă și am ajuns la urgent. Să ai gregație. A vină când am pisat, Adam. Hai la urgent. Hai, domnule,
Nu, haide. Serios, nu mă las. Da. 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 E frică de ea. Păi și mie un pahar. Cu cola? Da. Unde poți să-și pui gard? Pe gard, de acapazoană. Nu mă stai așa, de ce poți pe gard? Hai că nu-i frig. Am crezut că e frig, nu pute și eu. Aline, să ai poftă. Păi, papi, mănâncă mea. Aline, nu pot acum. Știi că nu merg una sau altă, dar nu pot. Mâncă acasă și nu pot. De-aia și beau suc. Când mănânci, trebuie să bei ceva. Dacă puteai. Lui belea. S-a întărit după ce am pus aria. A ieșit șorică, văzuși? Da, în tot nu, că nu mai era foc. Nu era foc. Dacă era foc, ieșea mai tare. Da. Ia din șoricul ăla de pe porc. Păi, eu ce am mâncat era. Eu. Ți-a plăcut? Mm. Și știi cum era șoricul pe porcii ăia? Da. Nu puteai să-l bași cu arzătorul. Da. Și eu l-am făcut. Pe porcii ăștia lor, care i-au tăiat 20, de-abia era șoricul, nu-l făcea. Da. Nu așa. L-am făcut cu sare. L-am întărit. Dacă vrei să fac șoricul bun, după ce e porcelul gata, îl pui cu fața în sus și după aia în jos, ia să... Dacă ne-ai friptă, la nimeni, nu mâncați deloc din aia. Mm. Nu-ți place. Nu, n-am mâncat, că am avut numai de astea, am mâncat burteni. A, nu. Nu cum mâncă la mamă. Pardon. Mergem și noi la Tarzan. Vroiam să merg și eu pe acolo, dar ei merg acolo, la băi acolo. Nu merg, e un scandal. A fost. Cea a fost pe tema asta. Și ce merge astăzi? Da, acum merge azi. S-a dus Bocul, Silvia, tot ce-a făcut. Păi, mă, sună fel de ce că nu merg, ca o scandală. Nu știe el. Poate nu merg. Mă, are plocon ăsta. Pănică la Băile, la cum n-a dus-o. Cum să-mi lasă plocon? Nu are de un an de zile. Păi, îl lua și tu, Tarzan. Vine și el la altă dată, plocon. Ca poate la ăștia. Poate se duce Tarzan în plocon. Se duce Tarzan joi bine. Asta înțeles tu că e mai sigur, da? Da. Dacă noi avem acum peștele programat, cum să punem oie, da, oaie pe grătar? Zăi de pește. Pește. Dacă Alina are acum din pește de la București, noi cum să punem capul zii pe grătar? Zăi tu. Capul de pește. Dacă el a programat treaba asta de 3 ani, de un an nou, știu și eu. De un an e programat peștele. Peștele. Da. Nu zic că nu stă așa treburile. Seamnă că tot de... Nu știu ce să zic. Nu? Dar e mâncat și tine. Nu mâncat, dar vreau să trezit. Tata, e o mașină la noi, la poartă. Cine? Ne spionează? Ia vezi, să nu te spionează. Ia uitați că a venit peștele, balaurul. Miha, da. Ți-ți place peștele? Da. Nu. Da? Ia uite-l. Domnul Papi, cum e peștele? Cu ce părere ai? Părere foarte bună, peștele e foarte bun. Am mâncat, știi ce părere ai? Ia gustă. Ia să vedem cum e acesta pește. Mie îmi place pe grătar că se încălzește așa. Nu e sărat de tot, e exact cum trebuie. Păi da. Da, e bun. Este? Da. Care e fost? Ne facem o saramură. Păi trebuie la el o saramură. L-am agățat aici. Frumos. Băi, Papi chiar arată bine rău. Da. Splendid. Mulțumim. Mulțumim oamenilor care ne-au trimis. Cine e? Spune cine e. Nu, este anonim. Anonim? Îi mulțumim pe calea asta.
Domnule Anonim. Mulțumim, domnule Anonim, pentru acest pește și să ai Paște fericit alături de cei dragi. Voi mergem cu flocon la patroana, cu un pește. Haideți. Un galben mare o coastă pe patroana. Da, bravo, patroana. Îi aduce Alin floconul. Venim cu flocon să ne dai un galben mare. Mare. Așa se făcea de mult. Păi de patroana asta te costă un galben mare. Ia uite. Alin ți-a adus floconul. Ăsta e avans, aducem și vinul. Aducem și tot ce vrei. Ia uite, aducem și diferența de treburi. Dar dă-ne un galbenul acum. O, băi, te zic să caută, bă, mă. Patronul nu mai căuta în butoi, caută și tu în țisii. Da. M-am îmbătat, bă, Pimpi, beu-i de-o bă, 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 peștele înapoi. Bă, o țică. Nu mulțumesc. Bă, 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 peștele înapoi. Ia de țică aia să bea și oamenii. Dar ce ne gătești patroana aici? Dar ce au carne cu varză? Nu ne-ai spus, carne cu varză, da? Nu varză cu carne. Șorba asta și cu alea. Da, e bună. Unde trei galbene? Dă-ne galbenul, patroană, îmi caută nici să... O, lață, caut, acum am îmbătat. Mamă, patroană, vezi cum arată peștele? Nu ne mai îmbătarem, caută la galben și dă-ne galbenul să mergem să luăm restul, diferența de treburi. Unde tantițul meu? Îți place peștele sau nu? Da. Unde tantiți? Hai că e frumos. Mergem acolo la el, vom pește. Bă, poate ne dă el un galben. De acolo recuperăm galbenul. Hai să luăm peștele, da. Să mergem de acolo. Paruță, să bea. Adevărat. Recuperăm galbenul. Ia nu m-am îmbătat să nu mai simt de nimic, că mă spune Leu, păi să pești pe el. Așa e. Am donat carne, mâncare, gata. Ai donat? Da. Unde? La Ilie. Bravo. Ai donat la Ilie. Da, scunare și el a muncit Ilie. Când am muncit, lasă că e bine, vă ajută. Nu mai poate. Eu două pară de țuică. Să nu mai mă treabă Leu de nimic. A muncit Ilie. Pe bune că a muncit. A muncit. Ia ține Pavel puțin să mă spăr și-o pe mâini. Ca așa, patroană, acest pește te costă un galben baro, unul mare. Nu-i problema, cât să mănânci, bă, nu o să mai mănânci și atât. Păi, dar știm că nu-i problema de pește, e problema de galben. Aia e problema. Ia, scoate galbenul din tisi. De la oameni acolea. Să nu le băgăm mult, că nu mai avem țuică. Ia, nu mai avem. Nu mai avem. Hai, țuică, de acum, ha, unde Paște vrei? Fericit, patroane, Doamne ajută. Ești pe pod de șofer. Da. Doamne ajută. Doamne ajută. Nu mai... Conduc, mă duc la Severin. Unde la Severin? Ba, bună. Ha? Mai târziu. Bună, țuică. Cum este? E de prună. Este, nu? Băi, o gură din aia... Forț. Forț. Gata, hai să vedem ce mai facem. Ia-o-ți pată, pată, Miha, servești desert? Acum am văzut și curteanul care e fost. Fiecare și sare, celălalt. Bravo, Miha. Nu mai vreau, vreau tot. Bagă, bagă, bagă. Le evită patrona la 50 de euro. Miha, ia filmează-mă. Gata. Băi, bun rău. Am mâncat două farfurii. Eu mă dacă am mâncat acum, că mă duc la dentist. Crema asta e bună de caramel. Și blat. Păi trebuie să-ți faci fulul, că dacă mergi la dentist, după nu poți să mai mănânci. Trebuie să faci fulul, că dacă mergi la dentist, după aia nu mai poți. Bravo. Bagă. Ia uitați, mai avem din tot. Mai avem, asta-l mâncăm de seară. Nu mai pot. Prieteni, încheiem aici, revenim mai târziu, vă pupăm, vă dorim o zi minunată, pa, pa!